Astăzi fac un outfit din second hand până într-o 100 de lei. Boys, ați zis că-l faceți cu mine de data asta, adică eu o să merg în second hand să fac de data asta outfit-ul, să știi, second hand. Că găsesc și eu ceva, nu pot să-mi cumpăr? Nu. Ce știu, eu n-am fost niciodată în second hand să fac un outfit până la 100 de lei pentru că eu eram hostul până acum, așa că Semined o să mă duc acum în SH și sunt foarte, foarte curios ce o să găsim, sincer. Nici măcar o singură chestie. Nu. Bă, deci fii atent. Acum că practic tu ai venit pe canalul meu, eu o să încerc să mă compor ca tine pentru că asta e seria ta, da? Băi, e destul de greu, eu sunt foarte agitat, gen. Ține cont de chestia asta că eu sunt foarte agitat și toată lumea zice chestia asta. Păi ok, o să încerc să fiu și eu cât mai agitat. Ia zi-ne ce așteptări ai de la SH-urile astea. Băi, e destul de ciudat, sincer, în momentul de față, pentru că ultimele mele escapade prin SH și au fost mega nemulțumitoare. Adică anii trecuți erau un pic mai interesant. Poate că m-am săturat eu de chestia asta cu căutat-o așa de mult prin SH, și dar anii trecuți găseam niște haine mult mai interesante. Acum mi-am deschis și o pagină din asta de SH retro deals, ca din asta. Gen, că am vrut să văd ce se găsește și ba, se găsesc niște chestii mega interesante, doar că o să vezi diferențele de SH față de ce găseam eu acum 3 ani de zile când am început seriile cu outfit până în 50 de lei în SH. Ca idee, totul s-a scumpit în SH în momentul de față și da, n-ai cum să mai faci cu 50 de lei absolut nimic. Adică oricât m-am chinuit să mai fac în continuare seria asta cu 50 de lei, foarte hard să o faci. Gen, nu găsești produse, adică și la 100 de lei cred că o să fie kind of greu în momentul de față. Da, având în vedere că nu o să băgăm sneakers și în asta. Păi, bă, da, și chiar dacă nu bați sneakers și o să vezi că e kind of greu în momentul de față, chiar e un pic greuț, pentru că nu se mai găsesc haine gen, la nivelul la care se găseau înainte. Da, da, te-ai gândit vreodată că din cauza faptului că ai început tu seria asta, bă, ai arătat lumii că se poate să te îmbraci din second hand? Bă, sunt oameni care se uită la mine și care au zis chestia asta, că bă, noi acum am descoperit partea asta de SH, dar în același timp știu sigur că asta e like a movement, adică e o mișcare. Nu știu, ai vreo idee? Bă, nu, dar mi-ai zis aici că ai găsit stil vestimentar, căcat, e vară, pantalon scurs, ceva lejer. A, am văzut deci la outfit-uri făcute SH de astea turbate în toate modurile. Aștept acum să văd ce găsim aici. Hai să vedem. Mersi mult. Tot ce-i scoate să știi la 10 lei două bucăți. Ok, perfect, mersi. Okay. Ce ți-ai, frate, din mall cu 100 de lei? Eu vezi că sunt nimic. Aproape de vezi că aici pantaloni și șmecheri. Cred că ăștia de gravidă. Da. Uite chestii vintage aici. Da, nu, astea sunt cămăși. Da. Ce tare asta. Bă, sincer, acum asta e o provocare pentru mine, pentru că toată lumea, îți dai seama, toată lumea se uită ca și cum, vezi, doamne, eu știu să fac chestia asta. Eu fac asta cu oameni. Ai experiență, da, la... Da. Ia, vezi, de ăștia de A$AP Rocky. De chiar sunt tari. Nu aveți A$AP Rocky ceva de genul la Met Gala anul ăsta? Nu știu, ăștia sunt tari, da. Sunt mici. Chiar tari ăștia. Ia fii atent, băieți, Rickowens. Fix Rickowens, ăsta-i stilul. Uite, așa arătați voi unii după Panda, băi. Fii atent, ai fost vreodată pus în situația în care, nu știu, ai vrut să-ți cumperi ceva sau să încerci un stil vestimentar nou, dar ți era frică de ce o să zică unul sau ce o să zică altul? Bă, da, am avut problema asta când eram mai mic, acum sincer mă doare fix în cur de chestia asta, am avut problema asta și multă lume o are, că și eu m-am apucat de nebunia asta să-mi cumpăr Adidas și așa din cauza, zic așa, cuvântului ăsta pe care eu nu prea mai halesc, stigmatizării care a apăruse în momentul în care am intrat la liceu, pentru că toată lumea își lua, atunci era de-abia începuse moda cu boxer, șosete și de-astea de la branduri și toată lumea avea boxer și șosete de la branduri și eu nu aveam, căcat, aveam boxer din H&M, șosete normale, știi, și era nebunia asta cu șosete de la Polo, boxer de la CK și de la diferite din astea, știi? Și atunci a început nebunia asta din cauza bullying-ului, care, bine, nu pot să zic, eu nu l-am tratat ca pe un bullying, dar, mă, normal, ăla ar fi fost un bullying, știi? Da. Când se ia lumea de tine și așa mai departe. Tu cum privești nebunia asta cu bullying-ul care se petrece în școli în mod de față? Bă, sunt proști rău ăștia, frate. Adică eu, unul, n-aș putea să înțeleg pentru că n-am trecut prin perioada aia, fiind și puțin mai mare. Bă, la noi se îmbrăca fiecare cum voia și nu ne interesa. Nu interesa pe absolut nimeni ce șosete ai tu, ce chiloți ai tu, ce Adidas ai tu. Bă, și știi ce am observat, frate? Fix aia care fac bully oamenilor, aha, pentru că nu au branduri sau căcaturi de genul, sunt aia care sunt Panda Buy Warriors. Exact, băi, aia sunt. Bă, dacă erai cineva cu bani, nu, tot nu înțelegeam. Uitați ce am vrut să zic. De aia, cel mai bine e să porti Vans. Wow, ăsta e tare, vezi. Nu. XL. Ăsta chiar e tare. Ia vezi croc. Bun, dar am de copii. Da. Bă, cacă-i vară. A, uite și acolo de bărbați. Ah, rămâi, tricouri. Hai acolo la tricouri. Lași câte una pe an. Asta vezi că ați găsit de tare. Bă, da. Asta îmi place. Ia vezi, oare-ți vine asta? Da, cred că băgăm pe următorul.
Da, hai la urmă. Nu contează cât dați pe haine, contează să vă placă vouă și contează să vă simțiți bine, asta e cel mai important lucru. Și să dea bine pe voi și dacă nu sunt tech flisuri, e perfect. Da. Da, vrei să zic o treabă, acum s-ar putea să mă dai afară din mașină? Ia zi. Îmi plac midurile, frate. Băi, eu n-am nicio treabă cu midurile, nu m-au deranjat niciodată midurile, n-am avut niciodată niciun hate. Ok, că știu că sneakerhead-ii ăștia hardcore, bă, dau cu hate, am frate. Am avut miduri și am miduri în continuare în casă, am purtat miduri o perioadă mare de timp, nu mă deranjează, mi se pare același căca gen, e o pereche de Jordan un pic mai mică gen. Deci am un clip pe țeavă despre miduri, dar s-ar putea ca ăsta să iasă după ce postez clipul cu miduri. Uitați, băieți, am găsit fix 100 de lei, bugetul pe care l-avem la clipul de azi. A, am pierdut ăla de la cameră. Ce? Pufuletele ăla de aici, de la... Nu are nimic. A, dar nu te ajută cu nimic ăla. Fix ce ne trebuie. De primă, bă, da. Mamă, ce verdurile și ăștia, da. Mamă, am ceva similar. Dar sunt mici. Bă... Nu știu ce să zic. Cam mare logo, nu? Nu mă deranjează, eu n-am treabă pe asta. Ia vezi aia negri aici. Ce material. Da, 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 pe de-aia mă. A, G-Star-uri. Perfect, ia vezi. 40 de lei. Wow. Vezi că dacă nu iei tu, iau eu. Pe detaliul ăla de spate, da. Ce numai ăla, ia vezi aici. Din pielea asta chiar e bine, gen. E bine rău că mașină. Ceva culori neutre, cred. Ia, vezi, ho, ho, da. Ciudat rău. Pare cam... 3X, deci ciudat rău și a făcut. Bă, nu sunt prea pe stilul meu, nu mă impresionează, dar... 55 de lei. Nike NFL, tare. Mi-a sărit în ochi ăsta, dar nu știu ce să zic. Eu de Uniqlo. Da. Nu? Da, cred că asta e Uniqlo. Vezi că ăsta-i tare. E tare rău. 45 de lei. Dar nu știu cum e bun, e el, trebuie XL mie. Băi, uitați-vă puțin ce puteți să găsiți în SH. Ăsta e Uniqlo și e nou, adică e Uniqlo nou, ăsta e probabil 129 de lei, ceva de genul ăsta. Și aici e 30... cât? 30 ani. 45. 25 de lei, mărciul lui Bieber. Bă, tare ăsta, Tim Bieber. Ia, dă-i-și pe spate. Ăsta e cu toate astea, eu habar n-aveam, se minte de a zis. Deci... Bă, ia vezi ăsta. Bă, nu e rău ăsta. De la de frize. Imperial și e nou ăsta. Ia vezi tu. Flori, frunze și din astea. Wow. Suprim Spania direct. Gata, avem și titlul. Da. Băi, am cumpărat ceva de aici, dar nu vă zic încă că trebuie să stați până la final. Da, ca trebuie să vedeți până la final ce am cumpărat și acum mai mergem încă într-un second hand. Bine, vă zic că am luat pantaloni. Ne trebuie bluză, pentru că n-am luat încă bluză. Asta e marea nenorocire. Acum o să blurez când ai zis pantalon. Păi, am dat 40 de lei, deci mai avem 60 de lei de bluză. Eu zic că mă descurc cu 60 de lei, dar n-ai bine. 40 de lei, nu 40 de milioane cât sunt amiri. Bun, stai un pic, că dacă toți suntem la subiectul ăsta și eu sunt azi Georgescu. Ia spune-ne, Georgescule, ce proiecte de viitor ai? Bă, urmează Neversea-ul clar acum, asta e următorul principal aspect pe care urmează să-l postăm pe canalul de YouTube, e Neversea-ul, pentru că e mega important, mai ales că anul trecut Neversea-ul m-a lansat pe mine, să zic așa, și știi și voi chestia asta când am început cu autocheck-urile și așa mai departe. Vine Neversea-ul! Vine Antoldu vara asta, probabil o să facem o deschidere unui magazin de retail, nu de Adidas, de haine, în Iași. O să trebuiască să plecăm cu bazul în toată țara, avem o grămadă de locuri de plecat în toată țara, unde o să trebuiască și o să fim după voi prin țară, o să vă dăm chestii gratis, o să filmăm tot felul de nebunii. Luna asta se pleacă la Constanța să filmăm cum am filmat vlogul ăla, penultimul de la mine de pe canal, poate și mai vechi, când o să postez tu ăsta, ăla în care am dat pere gratis pe stradă, unde am întrebat măsura, etc, silueta, modelul, etc. Toate detaliile astea legate de Adidas. E ce trebuie. Băi, ok, am terminat și filmatul prin second hand. Am terminat filmatul ZH și am luat ceva ce eu nu mă așteptam să port niciodată. Efectiv, nu mă așteptam să port așa ceva niciodată. Am luat o chestie pe care o să vedeți imediat. De fapt, oricum imediat acum la mine și o să vedeți. L-am îmbrăcat pe Georgescu cum aș îmbrăca eu în mod normal. Da, să mor dacă nu fix așa, deci nu-mi vine să cred. Bă, overall, noi recomandăm cu cea mai mare căldură shopping-ul în second hand-uri și tot thrift ce găsiți. Adică thrift shopping. Bro, în afară. Cum naiba se zice? În afară e o cultură chestia asta, adică da, e ridicat la nivel de artă, thrifting-ul. Și la noi în țară am mai zis treaba asta. Ia uite, mă, sărăcia să îmbracă de la second hand. Da, domnul, dacă ești Georgescu, te rog, prezintă, te rog, ai ajuns acasă, deci tu ești. Am venit acum acasă la mine, pentru că ești Georgescu azi. Și astea sunt capturile pe care le-am capturat. Bă, da, deci cămașa asta e ceva ce eu n-aș purta în mod normal. Sunt foarte curios cum o să steau, să-mi pun, cred că și un tricou alb pe dedesubt, un tricou alb pe care îl găsiți și l-aveți tot 100% în casă. Chiar sunt foarte curios cum o să-mi stea cu asta și perechea de bluși pe care am luat-o. Nebunia asta de bluși, nu știu cum o să vină cu cămașa asta, sunt mega, mega...
Așa, chiar nu știu bă, cum o să vină. Sunt tari blugi ăștia, adică da. Sunt ceva ce... Sunt tari blugi ăștia, chiar sunt tari. Mă schimb și vedem cum e? Ia să vedem să aruncăm ceva ce eu n-am făcut niciodată. Mama mea, că sunt și albumul lui de capa de aici. Hai să vedem cu care dintre ele. Hai să vedem. Imediat revin. Bă, vă zic eu că asta e ceva ce aș purta eu. Deci dacă eu am fost azi Georgescu, Georgescu a devenit semine de azi, vezi că a căzut din nou. Nu contează, stai calm. Doamne ajută. Bă, ai văzut ce print interesant are asta? Poți să dai un pic de zoom aici. Da, cum să nu, cu mare drag. Ia vedeți printul de pe cam așa. Da, bă, arată bine, arată foarte bine. Vintage 100%. Da, chiar îmi place cum arată. Și vezi că materialul ăsta e bun, nu? Unul pe vară. Bă, băieți, deci l-am îmbrăcat pe Georgescu. Numărul 1, bă, să vedeți cum rupe toată vara, cel puțin vama. Să vedeți, vai, au outfit-ul ăsta. E ceva ce aș purta eu. Cu sneaker și n-am fost 100% de acord. Dar, haideți să vedem. Veni direct de la plajă, vă jur, gen. Bă, direct de la boabe din vamă. Nu e ceva ce eu aș purta neapărat. Adică cel puțin cămașa asta nu știu dacă aș purta-o, dar vă zic sincer, așa all the way, gen, așa eu aș ieși din casă. Simple. Adică eu chiar aș ieși așa din casă, nu știu dacă cu cămașa asta neapărat. Scrieți voi în secțiunea de comentarii acum cum vă place mai mult, dacă vă place cu cămașa asta nebună sau dacă vă place normal așa, nu știu, chiar sunt foarte, foarte curios cum vă place mai mult, cămașă sau fără cămașă. Pantaloni îmi plac foarte mult, deci gistarurile astea mă spar greu de tot. Trebuie să-mi aduc eu la un croitor să-i strâng un pic, mi se par un pic prea largi, într-adevăr e nebunia asta cu blugii largi acum, dar mi se pare așa un pic, un pic cam largi. Dar bă, arată wow, arată wow, wow, wow. Stați mă, haide să vă arăt ce zisese Seminen, că el m-a sfătuit să fac asta. Da, hai și vă las pe voi să alegeți, de fapt, decizia finală. Cu care vă place mai mult? Băi, eu am zis că Easy-urile astea... Cu care vă place mai mult, Easy? Sau cu Naked Dolphy-urile astea? Ia vedeți, Naked cum dau zoom? De care? Ăștia sau ăștia? Ce ziceți? Băi, eu zic că Easy-urile sunt... Easy-urile zici tu? Nu știu, mi-e plac mai mult Naked Dolphy-urile, nu știu, Easy-urile astea... Nu vă las, frate, niciodată așa ceva, nu știu de ce mi-am luat. Pantalonii ăștia de-abia aștept, îi spăl. Îi strântez un pic și asta e perechea mea de pantaloni pe care o să o port, sincer, pentru că nu aveam o pereche de pantaloni neagră așa lărguță. Da, scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă vă place outfit-ul ăsta, cu sau fără cămașă, clar, ăsta e un must, să-mi scrieți. Și băteți-l pe Seminet la cap să scoată mai des vloguri. Bă, v-am zis, 30.000 de abonați clip despre Young Rich White. Da, zic, o să renunț la cămașa asta care este, să zic, nu pe gustul meu, e pentru tine. Bă, mi-o faci cadou? Da, iată. Totul ai cumpărat-o, e cadoul tău de la tine pentru astăzi. Blugi ăștia îmi plac. Nu, blugi ăștia mei. Nu uitați, like, follow pe Instagram pentru meme-uri fashion related în fiecare zi. Share pe story. Și cel mai important, 30.000 de abonați. Și iese clipul cu Young Rich White de la Seminet la 30.000 de abonați pe care îi face el. Băi, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de subscribe pentru că pe el garantat îl ajută foarte mult. Pe voi nu vă costă absolut nimic, bă, absolut nimic. Adevărat. Și hai să vedem dacă ajunge Seminet până la finalul anului la 50.000 de abonați, îți promit că te chem la Sneaker Shopping. Deci îți promit că te chem la Sneaker Shopping. Dacă până la finalul anului faci 50.000 de abonați, te chem la Sneaker Shopping, jur aici pe canal. Deci oameni, apăsați acolo dacă vreți să-l vedeți pe Seminet la Sneaker Shopping la bază cu mine. Da? Bă. Batem palma, da? E deal? Deal. Deal. Ok, perfect. Așa facem. Am avut și un moment de la cringe. Da, a fost. Într-o eu v-am pupat. Pa!